Hai, salut fraților și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. După cum vedeți, în sfârșit am făcut Legendary, frate. Deci nu cred că știți cât m-a chinuit. Din păcate n-am cum să arăt meciul, deoarece m-am jucat niște meciuri înainte, așa la vrăjeală, tot în Legendary, să văd care e treaba pe acolo. Chiar nu mi-a păsat, oricum le-am pierdut pe toate. Dar neapărat apăsați pe butonul de like, mă ajută foarte, foarte mult, abonați-vă. Și sincer, o să încerc să fac și Master, dar nu știu cât de mult o să reușesc. Oricum, ideea e că avem niște star drop-uri pe aici de deschis. Iasnem, avem cred că două, da, avem două star drop-uri pentru că am mai făcut niște tiere. Este rar momentan, da, ăsta din păcate este rar. Oricum, ideea este că o să vă explicam tot ce s-a întâmplat, cum o să puteți să faceți și voi legendarii în cazul în care vezi, pentru că eu am făcut legendarii doar cu random. Deci eu nu m-am jucat nici măcar o secundă cu vreun coechipier, m-am jucat doar și doar cu random. Deci o să vă explic exact ce puteți și voi să faceți și cum să vă jucați cu random, ce să banați mare parte cam pe unele hărți. O să vă explic doar ce o să ne jucăm ranked pe contul secundar, pentru că vreau să facem și acolo niște star drop-uri ranked. Și cum v-am spus, este foarte, foarte important să banați brawlerii care sunt nevoiți pe unele hărți, deoarece ăsta este cel mai mare tip and tricks pe care pot să vi-l dau. Cum am spus, să dăm niște tips and tricks, pentru că sunt sora asta convins că sunteți mulți dintre voi care vreți și voi să faceți rankul ăsta neapărat. Și cum am spus, suntem pe contul secundar aici, unde aproape facem 7000 de trofei. Uite, după cum vedeți, avem 6699, mă, ce numărul ăsta? Dar ideea este că și aici suntem foarte, foarte aproape să facem gold 3. Problema e că oricum putem să facem diamond, dar nu cred că o să ne lase să intrăm în el, deoarece nu avem brawlerii. Dar oricum, probabil o să putem să dăm upgrade. Și cum am spus, ideea e că în meciurile pe care o să le vedeți, uite, de exemplu, pe harta asta, ce trebuie să banați neapărat Angelo, fraților. Deci, pe harta asta banați neapărat Angelo. Eu să mă joc Piper și Piper este foarte bună, dar neapărat trebuie banat Angelo. Bineînțeles, asta în trofee mari. De fapt, nu trofee mari, în rankuri mari. Adică, prin rankuri de astea mai mici, de exemplu, diamond sau gold, nu trebuie să banați Angelo, dar din mythic și legendarii banați Angelo neapărat. Dacă vreți, bineînțeles, să faceți legendarii cu random. Dacă nu, luați un coechipier care are un rank mai mic decât voi și o să vă distrați, credeți-mă pe cuvânt. Pentru că am văzut meta asta la foarte, foarte mulți oameni și credeți-mă pe cuvânt că gen aș fi făcut și eu la fel. Dar eu am vrut să fac cu random. Eu nu mă joc la ore normale, cum s-ar spune, și nu prea am cu cine să mă joc. Deci, na, cam asta e toată treaba. Și ia că-i dăm aici, spargem haste-ul ăla și facem primul win. Ia zi că îl spargem și pe păr la aici, bam, bam, mamă, săracul păr, fraților. Să spuneți voi acolo în comentarii ce rancuri aveți voi până acum. Chiar sunt curios ce rancuri aveți voi, pentru că până acum ideea e că o să arăt de fapt și pe ce rank sunt eu cu ca legendarii, pentru că sincer nu știu exact. Și am spart haste-ul, bum, da, a încercat și Frank săracul să-mi dea o mare castană peste cap, dar nu i-a reușit. Ia uite, n-am fost star player, nu înțeleg de ce. Sunt curios, nu pot să cred. Uitați-vă ce număr mi-a dat. Da, mă, frate, serios. Deci cumva mă mai obligă să mai dau încă un meci. Oricum a dat niște meciuri, cum am spus, dar ia să ne, că mai avem încă un star drop aici și ok, super rar. Bă, dar nu avem noroc deloc, fraților, la star drop-uri. Ia să ne și luăm și creditele astea. Aproape îl deblocăm pe Mortis. Nu e rău, nu e rău. Ce, uitați-vă, skin-ul ăsta pe Mortis. De fapt, nu pe Mortis, am zis Mortis. Skin-ul ăsta pe Dynamite pe care l-avem aici picat dintr-un rank drop. O să mai facem încă un rank drop. Sper ca meciul ăsta. Ia zi, deci avem... nu-mi place harta asta. O să jucăm colet. N-avem prea mulți brawler pe contul ăsta, dar asta nu-mi place harta asta, că aici aș fi jucat un Lu sau ceva. Și de ei, uitați, la Quickfire. Deci la Quickfire, ce puteți să jucați voi neapărat este un Leon. Deci Leon este foarte mult la Quickfire. Sau și Spike este foarte bun la fel, Crow la fel. Sunt foarte mulți brawleri, sunt tier list-uri de fapt cu genul de brawler care sunt foarte buni la Quickfire. Nu pot să-i număr chiar pe toți pentru că nu prea știu, dar uitați. De exemplu, adversarul meu are Leon, pentru că Leon e foarte, foarte bun. Oh my god, cineva are Silver, uitați, cineva se joacă cu un prieten și automat mie o să-mi scadă, de fapt o să-mi dea foarte puțin, dar dacă pierd o să-mi scadă extrem de mult, deci da, e puțin cam nașpa. Aici cred că o să aștept și, nu cred că trebuia să aștept. Mamă, ce se întâmplă? Cred că Dynamite este prietenul lui Leon, cel mai probabil. Ia că-i dăm acolo. Bă, ce s-a întâmplat, mă? Oh my god, meciul ăsta s-ar putea să-l pierdem. Nu pot să cred. Ce pierd meciul ăsta, fraților? Ăsta e meciul meu de rank up și o să-l pierd. Nu pot să cred. Ia că-i dăm o bucată. Ok. No, 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 dați gol. No, 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 no. La revedere. Ok, nice. Avem și hipercharger-ul. Mamă, e Leon acolo. A, da, e clona lui. Înseamnă că el este invizibil pe undeva, bă. A, nu era invizibil. Ok. Bă, are sens, ia că-l... Nu e bine ce-am făcut, dar... Bă, da, Ember aia e foarte bună împotriva mea ca colet. Oh, cred că dăm gol! Nu pot să cred! Oh my god! Șansă mare și... Hai, Edgar, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, dă gol! Mă, ce s-a întâmplat acolo? Ai, bă, frate, nu pot să cred... Edgar la o să primească report. Nu, no, Edgar la primește report. Am zis. O să-i dau reportul Edgar la... Ia! Da, ok, Larry and Lori nu vrea să dăm gol. Ok, o să-l bat pe Leon aici, bam. Hai, Larry, dă gol, te rog eu, Larry, dă gol.
Bă, frate, ce să bă cu echipierii ăștia? Doamne, incredibil, fraților, așa ceva, incredibil, incredibil. Doamne, ce cu echipieri slabe am. Oh my god, nu pot să cred. Măcar e bine că efectiv car meciul ăsta, gen, ai de capul meu, de două ori puteam să dăm gol, de două ori nu s-a dat. Să dau, cred că riportam îndurora, sincer. Și ia să vedem că avem o șansă acum foarte mare. I-am dat pas lui Larry, ok, gen, cred că iară nu o să dăm gol. Da, 100% sau? Da, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Mă, ce a făcut mă Edgar ăla acolo? Doamne, incredibil, 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 nu? Și... nu pot să cred. Bro, nu se mai ducea overtime-ul ăla odată. Ai de capul meu. No, ok, m-am salvat mingea fix la, fix pe linie, ca și cum. No, ăsta e cel mai ciudat meci pe care l-am văzut în viața mea. E imposibil meciul ăsta, n-ai cum. Da, de data asta, ai, lăsați-mă în pace și la revedere, frate. În sfârșit, deci am stat în meciul ăsta 10 ani, frate. Nu pot să cred. Măcar... oh my god. Bro, mi-a dat 25 de simplu fapt că ăștia s-au jucat în echipă. Uitați, de asta e foarte bine să vă jucați în echipă. Deci voi dacă vă luați un băiat care are un rang mai mic decât voi, pentru că uite, eu mi-am dat seama cu Leon și cu Ember, dacă vă luați un prieten care are un rang mai mic decât voi, voi o să câștigați mai multe puncte și adversarii pierd mai puțin. Deci teoretic voi nu pierdeți nimic. Și asta e un beneficiu foarte, foarte mare, pentru că automat vă bagă numai cu rancuri mari. Deci voi o să câștigați 100% foarte mult dacă câștigați. Așa că dacă aveți un prieten cu un rang mai mic sau bineînțeles un cont secundar sau ceva, nu e stat să vă jucați, pentru că, cum v-am spus, profitați de toată chestia asta, este ceva foarte, foarte ușor, puteți face rancuri foarte ușor. Eu am făcut-o pe calea grea cu random, dar voi puteți faceți pe calea ușoară cu un prieten cu rang mai mic decât voi. Sau totodată puteți să fiți și voi cei cu rang mai mic, pentru că este ceva foarte ușor. Aici, pe harta asta, cum v-am spus, aici trebuie să banați neapărat Nani sau Sprout. Unul dintre ei doi. Sincer, aș miza pe Sprout la rancuri mari, bineînțeles, sau la rancuri mici Nani, sau poate de ce nu Edgar, dar nu prea cred că se joacă nimeni Edgar pe harta asta. Și cam asta ar fi, adică nu e așa de greu, gen, harta asta e foarte bună pentru troweri. Deci dacă vă place Grom, mie îmi place Grom, de exemplu. Mie îmi place Grom și eu să mă joc doar cu Grom. Deci ia să vedem. Acum asta o să facem, ia. Deci o să încercăm să facem cât mai multe kill-uri aici cu Grom. Ia uite, bam, bam. Ei nu prea o să aibă ce să-mi facă mie, pentru că, uite, de exemplu, Max și-a dat gadgetul să mă ajungă și uite, bum, gata, asta a fost și cu Maxita. Și ce putem să facem aici cu Dynamite, o să încercăm să-l batem, pentru că vă care gadgetul, de fapt, Star Power de sărit. Mă, dar ce face Daryl ăsta aici? De ce s-a băgat cu Daryl? A, dar cred că e Big Friend sau? Ba nu, nu e Big Friend. Nu, e doar Quickfire, este Quickfire. Și dacă vreau să spar bușul ăla, știu că, oh, l-a nimerit? Eu mai mult am dat ca să spar bușul. Ah, ok, și l-am și bătut. Ok, easy, n-a fost așa de greu. Și asta suntem, oh, Mendy dă super-ul. A nimerit, de fapt, a nimerit că i l-a dat iară. Oh my god, ce greșeală am făcut aici, nu pot să cred. Mamă, nu pot să cred. No, mă duc pe partea stângă să-l bat pe Dynamite, că prea mă enervează. Ia să se așa puțin. Ia vino mă Dynamite, ia mai ești tu șmecher acum, na. I-am dat două bucăți lejer, l-am și potolit. Trebuie să-l batem pe Daryl, că Daryl o să ne pună probleme, dar momentan trebuie să-mi fac eu superul. Da, exact, exact asta, nu! Nu pot să cred, nu pot să cred, o să pierdem meciul ăsta, incredibil. Mamă, deci mi-am luat bătaie de la un Daryl, frate, da, am ratat superul, incredibil. Ia-ți, deci, și cât o să-mi scad, o să scad 100, fiți atenți. Da, 51, adică mi-a scăzut mai mult decât mi-a dat meciul trecut, asta e clar. Deci, cum am spus, na, e foarte nașpa, sincer, adică mie mi se pare că ăsta e un bug. Ăsta e un bug 100%, pentru că n-are cum ar putea să-ți dea ție mai puțin, când eu, de exemplu, eu mă joc normal, adică de ce e vina mea că adversarii mei au un băiat care are un rang mai mic? Nu am nicio vină în chestia asta, deci teoretic eu ar fi trebuit să primesc mai mult acolo și terminam, dar mă rog, nu-i problemă, că terminăm acum meciul ăsta, garantat îl câștigăm și vă spun de ce, pentru că au Frank și eu îl bat pe Frank del usuc, gen, ia-s-dem. Și ia să începem cu niște hituri așa random cu auto-aim. Ia ok, ne mutăm așa frumos, da, gen, efectiv i-am dat un hit, i-am scos 4K viață sau ceva. Ia-s-dem. Și deja mai sunt, mai e doar Leon rămas. O să dăm pas aici lui Mortis, da, Mortis s-a băgat pe... Mă, ce-a făcut Mortis, fraților, what? Ia că i-am bătut pe ăștia doi, bum, îi dăm și lui Edgar o bucată, bum, i-am dat doar o bucată, dar nu e nicio fel de problemă. Hai, Spike, dăm pas, bravo, Spike, și... 1-0, asta zic, e win, garantat, gen... Eu când mă joc colet pe harta asta, câștig de fiecare dată, ia fiți atenți ce fac aici. Bum, și mai avem unul, bum, ia că ne dăm și heal, oh my god, heal-ul! Bă, mi-a dat, de ce mi-a dat așa puțin heal înapoi sau ce s-a întâmplat? Mortis a dus W în față și a murit, adică un clasic, dacă mă întrebați pe mine. Doamne, ce sunt meciurile astea? Nu înțeleg. Nu e bine, nu, o să dăm pas acolo. Nu, oh my god, nu, cred că nu-mi dau superul, cred că îl păstrez. Și îl păstrez pentru asta.
Exact, exact. Și acum am dat gadgetul de heal, dar... Doamne, m-a bătut fix când să-mi dau... Ok, ce-a făcut Spike? Alo? Spike? Prietenul meu Spike, NotCristian07, care probabil... Ah, de fapt, stai că NotCristian e de la ei, din echipă. Mamă, ok, da, tare, gen, nu știu ce să mai zic, adică... E bine că Edgar și-a dat gadgetul de poman acolo. Avem și noi hipercharger-ul. Oh, Leon și-a dat super-ul. Uite-l acolo, uite-l acolo. Hai, dăm pas, Spike, dăm pas. Spike? Dăm pas, Spike, amă, Spike. Oh my god, na, fiți atenți ce fac aici, n-am făcut nimic, gen. Oh my god, ce greșeală am făcut. Nu, 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 nu. Ok. Mamă, mamă, ai de capul meu. Dar le-am dat foarte mult damage. Ah, e cam nașpa, e cam nașpa. Cred că și meciul să-l pierdem. Ah, mă, frate, dar vreau să câștig, fraților, vreau să câștig. De ce pierd atât de mult? E, chiar meciul ăsta n-a fost vina mea, adică ce puteam să fac mai bine de atâta? Uite, știu, i-am bătut pe ăștia, i-am uscat, efectiv. Pleacă, bă, Frank, de aici, că mă enervezi. Ia, că ne dăm o pasă pe posibil viitoare singuri și o să dau aici lui Mortis. Boom, ok, easy, gata, gata, în sfârșit. Mamă, a fost greu să fac, sincer, gol 3, adică nu mă gândeam că să fie atât de greu. Ia, uite-l, bine, mă, gol 3 și... În sfârșit, uite, suntem aproape de Diamond, oricum nu cred că putem să intrăm în Diamond, dar ia să vedem ce ne poate da din acest rank drop. Ideea e că poate să ne dea skin pe Mariposa Piper, adică pe Piper gen Mariposa, skinul Mariposa, sau altceva și mai important, poate să ne dea 1000 de blinguri, mă rog, nu e așa de important să 1000 de blinguri, mă rog, bineînțeles poate să ne dea și spray-uri, dar eu sincer aș vrea un skin șmecher. Mamă, cum ar fi să iau două skinuri pe contul ăsta și pe contul meu principal am luat doar unul sau ceva, adică oricum și pe ăsta am luat și... Dynasty Mike, deci hai, oricum, fără multă vorbăra, hai să deschidem să vedem ce ne pică și... Bro, serios, 100 de blinguri pentru asta, bă, hai să folosim blingurile, dacă tot, hai să folosim blingurile, pentru că mai am niște gemuri și până la urmă, eu dacă tot mă joc cu Grom, eu zic să ne luăm un skin pe Grom, ia să ne-am. Unde este Grom? Ia uite, deci Grom este aici și cred că o să luăm banii Grom, pentru că mie chiar îmi place skinul ăsta, bam, ia uite-l. Bine, mă, avem skin pe Grom. Nice, bă, e tare, sincer, skinul ăsta pe Grom. Chiar îmi place. Ia să-l și punem aici. Îl avem și pe contul meu principal. M-am jucat cu el destul de mult timp. Dar ia uite-l. Și văd că avem, mamă, vedeți că am făcut niște coins. Deci avem și pe Grom și avem și pe Colette, pe care nu o găsesc. A, uite-o pe Colette aici. Deci am făcut mastery pe 2 brawleri astăzi. E foarte, foarte bine. Ia uite, și avem coins. Cât să ne luăm pe Dynamite. Pe Dynamite o să-mi iau acest gadget. Uite, gadgetul ăsta de stun. Și acum și pe Dynamite îl avem aproape maxat, mă rog, la level 9, dar este aproape maxat și o să putem să intrăm în Diamond curând. Și ne-am întors înapoi aici pe contul meu principal, pentru că mai vreau să mai admir un pic rankul meu. Ia uite, Legendary. Chiar îmi pare rău, sincer, că am jucat alte meciuri și n-am putut să vă arăt care a fost meciul meu de rank A, pentru că a fost un meci foarte, foarte șmecher. Ia zem în leaderboard, totuși, chiar sunt curios în leaderboard pe ce loc suntem în... Da, în global e clar că nu eram gen pe niciun top, dar în România suntem pe... 469, fraților, și până acum la noi România n-a făcut nimeni master și în toată lumea au făcut doar, ia să vedem, mamă, bă, da, ok, gen, sunt destul de mulți, nu, sau 48, deci 48 au master, fraților. Sunt foarte curios dacă o să pot eu să fac master, pentru că mai sunt 21 de zile, o să pot dacă e să fac în ultimele 10 zile sau ceva, poate o să încercăm să facem master, poate, abar n-am, o să vedem cum o să facem, dar, cum v-am spus, nu uitați să vă abonați neapărat, să apăsați butonul ăla de like, pentru că mă ajută foarte, foarte mult și să scrieți și voi în comentarii acolo dacă chiar v-au ajutat tips and tricks-urile pe care am încercat să vi le ofer, pentru că, cum am spus, adică eu m-am jucat mult, dar acum nu pot să ofer fiecare tips and tricks bun, am încercat din ce am înțeles eu pe acolo, ce am văzut și până la urmă eu consider că m-am descurcat destul de bine. Să scrieți și voi în comentarii ce rank aveți voi și dacă vreți să faceți master, dacă o să faceți grindul ăsta nebun și până la următoarele episod și pa, și pa!